Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române. Suntem în colțul oamenilor care au lucrat arama, arămarilor, în același muzeu de istorie, în aceeași casă, în încercarea de a pomeni așa, dinaintea unor astfel de bijuterii făcute de mână omenească, taina cea mare a frumuseții dragostei lui Hristos pentru noi. Asta am pomenit pe Sfântul Mare Mucenic Tiron și cred din toată inima că v-ați bucurat că aveți de partea noastră un ostaș atât de pregătit încât să ne salveze inimile. Taina zilei de astăzi aș lega-o de taina zilei de ieri. N-aș ieși încă din Psalmul 38, pentru că finalul acesteia ne privește și ne ajută să trăim. Suntem, de fapt, între lucrurile care marcau altădată fântâna din Piața Mare, știu eu, vechiul hotel al împăratului romanilor, în apropiere, nu o vedeți, dar eu o pot arăta așa cu mâna. Este o posibilă fântână din Piața Aurarilor de altădată. Facerea mâinilor oamenilor care înfrumusețau un loc pentru ca viețile lor să fie locuri înfrumusețate. Se potrivesc acestea cu acest cuvânt din Psalmul 38. Și-ai subția ca pânza de păianjen sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascultă-o, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la tine și străin ca toți părinții mei. Lasă-mă să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Alte cuvinte, micile frumuseți pe care și le îngăduiau oamenii și peste care noi astăzi trecem cu ușurință, le cumpărăm de la diverse, alcătuiau într-un fel sau altul și un soi de odihnă în propria lor muncă. E greu asta să percepi în ce mod, știu eu, o astfel de tingire sau o astfel de pocal sau o astfel de cheie, sunt și foarte multe chei și lacăte aici, îți îmbunătățeau viața. Nu era vorba doar de siguranță, ci era vorba de frumusețea care te odihnește. Nefăcând în grabă lucrurile, aveau timp să parcurgă toate etapele și să priceapă cât de valoroase erau mâinile celor care construiau astfel de lucruri. De aceea, taina aceasta a breslașilor e totdeauna legată de propriile noastre vieți. Nu vă mințiți. Toți ținem de câte o braslă cerească. Și poate că, într-un fel sau altul, taina existenței noastre și supraviețuirii noastre, nu doar ca popor, ci și ca persoană, fiecare dintre noi în parte, este câtă frumusețe dăruim lumii în care trăim, pentru ca breasla noastră să strălucească prin voia și prin harul lui Hristos. E o taină pe care tot muzeul acesta ne-a pus-o la îndemână până acum. Vom continua drumul prin el de drag, de frumos. Mâine este o nouă zi.